Constantin Dijmărescu, bărbatul de 40 de ani, una din victimele exploziei de la uzina mecanică Sadu, care s-a ales cu arsuri de gradul 2 și 3 pe mai bine de jumătate din suprafața corpului, va fi vizitat la spital de prefectul Liviu Andrei. Bărbatul a fost transportat vineri cu un elicopter smult la Clinica de Chirurgie Plastică și Reparatorie din București. Am luat legătura cu clinica de azi, deja am informațiile, fac tot posibilul să ajung până acolo. Eu dacă am drum spre București, mi-am zis că e bine să trec și pe la dumnealui să-l îmbărbătez. Liviu Andrei știe doar că starea de sănătate a bărbatului este stabilă, însă va încerca să ia legătura și cu medicul curant. E stabil, da. Medicul care îl tratează este în operație. Am vorbit cu asistenta de la secția de terapie intensivă și a spus că este stabil. În momentul în care domnul doctor va ieși în operație, voi avea o discuție cu dumnealui, dacă pot să-l vizitez sau nu pot să-l vizitez. În urma exploziei de la Sadu au murit două persoane.